mi-e dor să mă mânc la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Ne-am obișnuit, stimații telespectatori, să vă oferim o posibilă rețetă culinară și pentru dumneavoastră cei de acasă, de ce nu, de aici, de la Complex Parc Pin Moinești, complexul turistic Parc Pin Moinești, și domnule Dan Popoi, dincolo de calitatea dumneavoastră de om de afaceri, cochetat și cu bucătăria? Acum să nu, mai ales, da, cum, îmi place câteodată, nu tot timpul, că nu am timp, dar câteodată da, mai ales când e vorba de grătar, de astea. Doamna vă apreciază, cred, că sunteți un... Doamnele, da. Își doresc un bucătar șef acasă. Da, sigur, nu. Lângă dumneavoastră e un bucătar șef, totuși. Hambic Mihaela, bucătar, ceva timp la complex. Astăzi o să vă pregătim ceva deosebit. Un muș de vită într-o crustă de verdețuri și cu legume blanșate. Un deliciu! Ia să vedem! Să-l întreb pe șeful bucătar, îndrăznesc să spun cu ghilimele de rigoare. Domnul Dan, eu vă prețuiesc și mulți dintre cei care vă cunosc știu că sunteți un om implicat în de toate. Cum veți face? Pentru că așa poate învață și ceilalți șefi bucătari. Chiar am făcut asta înainte, acasă, nu? Deci nu e... Deci mușchiul de vită o să-l facem un pic pe grătar. Întreg. Așa, îl facem binișor să fie pătruns și după aia avem un cuptor pe gaz care să-l facă în interior cumva. Dar după ce îl facem în întregime și îl dăm cu verdețuri, după aia îl punem pe grătar tăiat, adică tăiem mușchiul bucăți ca să-l pătrundă și restul. Sau o salată, ce faceți aici? Sparanghel, renumitul sparanghel, așa, și diferite verdețuri care le face la grătar, le vom trage în tigaie, ca și garnitură. Da. Aici este pregătit un sos pentru o ceapă pane. E ceva nou pe piață. Și e ceapa pane. La fel am făcut-o acasă eu. Da, da. Deci ceapa o moi în... Cum se cheamă asta? Nu, da, cum se cheamă asta? În ce? Ceapa o dăm prin făină, apoi prin lapte, iar repetăm făină, lapte și la urmă pe smet și merge la friteoză. Ceapa este prestată și se face floare. Da. Și se poate consuma, seamănă cu cartofi prăjiți. Deci băgată în friteuză și se desface. Este o ceapă crocantă și merge cu un sos ușor picant. Noi nu mâncam pâine, stăteam și așteptam. Da. Și asta la fel am făcut acasă, am făcut-o eu. Da. Dar nu știu, nu găseam termen acum, că știți că eu stau afară și de vreo două luni ceva n-am fost pe în țară. Da. Și o să mai pregătim și niște, facem niște vafe sărate cu chimen. Astea merg foarte bine la o bericică, la un vinișor, la pe terasă, așa, e super. Înainte de a mânca, adică cât așteptăm carnea, vafele sunt, cum ar fi focaccia sau ceva așa de gustat înainte. Da. Interesant. Hai să vedem cum va fi procesul tehnologic. Deocamdată ne trebuie. Deci luăm mușchiul, că e prea lung. Și cu toate că Mihaela prefera să-l facem întreg, dar e prea mare și e greu de întors. Și o să-l facem în două bucăți. Așa, și-l punem pe grătar. Acum, unde e asta de așa? Nu știu, hârtie. Da. Dăm și cu un mic baiț acolo. Să mai ia și gust. Și asta o facem așa pe toate părțile. Nu o las mult pe parte. Ia să se izoleze, știți, carnea. Își pierde din umiditate dacă stă mult pe parte. Zeamă, da. V-am zis că eu am probleme cu limba română. După 30 de ani de plecat pe afară, na. Dar să știți că ce zic e compatibil în altă limbă, de asta...
La fel, copiii mei au aceleași probleme, adică vorbesc din barbună bine, dar mai iau. Așa. Deci. Da, carnea de vită trebuie pătrunsă cât de cât, deci trebuie să ne luăm timp. Da. Da. Că l-ai totul, deci dacă se usucă, nu mai are niciun gust, mai. Așa. Îi mai dăm cu baițul. Da, normal, cam un sfert de oră ar dura. Până se face carnea, vă rog. O să blanșăm legumele și atunci o să le punem într-o apă, ușor, la piept, câteva secunde, până într-un minut, cât să se înmoaie ele puțin. Și apoi lăsăm în jur de 2-3 minute în niște apă cu gheață. Ele își păstrează culoarea foarte, foarte bine. Și mai o să încercăm să le tragem la tigaie. În unt și o să dăm cu condimente pe el. Să tragem la tigaie, ce înseamnă? Să fie puse în tigaie, nu? Da, o să fie puse într-un oc cu un pic de unt și încercăm să le dăm un luciu frumos, un aspect extraordinar și atunci o să fie și foarte, foarte gustoase și foarte, foarte aromatice. Am încercat să fie ardei, ardei colorat, roșii, fenicul, rubarbă și mai avem renumitul sparanghel. Sparanghel. Sunt niște legume răcoritoare, foarte colorate, arată foarte bine pe farfurie și avem și niște dovlegei pe care o să-i facem pe grătar. Și tot la fel sunt foarte, foarte gustoși. Șeful deja... Hai să vedem cum e cu carnea. Cum stăm? Nu mai lăsăm un pic. S-o pătrundă mai bine, știți că... Și rumenită, nu un pic. Păi da, grătarul asta îi face pe exterior, deci va fi sigur rumenită. Dar eu trag un pic să pătrundă și înăuntru. Chiar dacă la un moment dat noi o să tăiem bucăți de aici și o să le punem în cuptorul respectiv, e special pentru carne de vit. Da. Un pic de vin, nu? Sau cum? Nu, avem vinul este în baițul respectiv. Așa, cu vin, am înțeles. Și atunci o să vă prezint și crusta de verdețuri cu unt. Ajungem la momentul. O pudră de verdețuri, așa cum să zic. Și o să ia și după aia o punem. Interesant cum o să apară la final. Da? Păi o să fie verde pentru început, îl punem în cuptor, o să ia ceva culoare de la cuptor. Deci așa o să apară? Păi o să meargă bușchiul pe crusta asta și el își ia verdeța, se lipește de mușchi și atunci îl băgăm la... Dar cum e făcut verdeața? Cu unt sau cu ce? Da, este cu unt, tot felul de verdețuri. Rozmarin, busuioc, usturoi verde, pătrunjel, oregano, tot ce este aromat și gustos. Arată foarte interesant, e ca o lipie, așa. Da, și acum? A zis că 2 minute, nu? Maxim. Mergem un pic în apa rece. Ele își păstrează foarte, foarte bine culoarea. Și atunci o să o dăm și aia și un pic la... Cât te țineți în apa rece? 2 minute, nu. 2-3 minute. Este foarte rece. Cu gheață. Încercăm să fie o veselie în farfurie. Acasă poate gospodina sau gospodarul să facă mezamplasul. De ce nu? Poate fi utilaje aici. Nu, se poate. Cum să nu? Se poate.
mai multe chestii. Cum să nu se facă? Deci e simplu. Apă rece. Avem, vase avem. Legume n-avem, n-avem. Sparanghel punem altceva, dar sparanghelul vine din zonă. Deci. Și aici la Moinești? La magazin. Dar n-ar fi problem să crească aici. Că... Dar nu știu, încerca cineva oare să... Nu, păi, dar Germania e o țară mai rece ca la noi. Adică, deci nu cred că ar fi problema asta să... Dar nu avem cultura asta. Mai aici, poate rămân acasă tinerii și lucrează la sparanghelul nostru. Avem forță de muncă specializată, adică... Plătim și noi cu 1000 de euro sau cât, nu știu, nu dau seama cât de salară. Da, nu trebuie, la noi nu trebuie să plătești la fel. Plătești un pic mai mult decât e acum. Da. Dacă ar face statul, eu știu, ca în domeniul construcțiilor, în care contribuția să fie la salariu minim și neto un pic să crească, deja ar fi un foarte mare ajutor pentru agricultură și atunci oamenii ar putea să plătească, eu știu, 20-30 de milioane pe lună, 3.000 de lei și atunci ar avea forță de muncă. Și cei de afară, că oricum, ați văzut că marea majoritatea sparangheliștilor își plăteau singuri cazarea și așa, adică iau 1.800-2.000 de euro, dar... Dar pe... 1.000 și ceva e cheltuie, deci rămâne tot cu bătrește sau când rămâne. Și deci, ar fi posibil, dar, nu știu, de la guvern, de acolo ar trebui să mai... să gândească și la... ai noștri. Da, spuneați într-un interviu, alt interviu, că trebuie o formă de susținere a fiecărui domeniu în parte și susținere la nivel european. Reformă totală, toate domeniile, și în cultură, și în toate, e de lucru la greu. Deci nu putem să continuăm așa. Vedeți, suntem în, mergem ușor, ușor, de dezintegrăm. Deja regiunile țării nu mai au, dacă întreb la... eu știu, nu departe de granița noastră, eu știu, Transilvania și spui că e România, nu știa. O să zic că unii știam că Transilvania e o țară. Nu-i... Exact, sau poate spune că e capitala României la Budapesta. Ce, acum e mutat și sparanghelul acolo? Sparanghelul aici, normal, păi îl punem un pic și pe el la rece. Dacă vă uitați foarte bine, culoarea nu s-a modificat. Este foarte verde. Dacă spuneați mai mult, se modifica la fiert? Fierbe. El fierbe, el prin fierbe schimbă culoarea. Devine altă. Da, și acum vă pregătiți să le puneți în... Asta mai fierbeți încă. Și acum duceți în tigaie. Cum a spus că se cheamă procedeul? Le tragem la tigaie. A tras puțin. Ai auzit, Max, tras puțin la tigaie. Am făcut trimiteri pe Max, el e acasă, el gătește. Aha. Nu. Deci puneți un pic de ulei, nu? Musai. Mă gândea că puneți vin sau ceva. Vinul e la pahar. În timp ce... În timp ce consumă pictura. Pictura, atunci e și vinul. Din popor se știe că pe carne acolo se păi toarnă vin din când în când. E acolo vin. A, ce face domnul director, de fapt e o formă de a-i mai pune vin din când în când. Da, da. E vin alb sau roșu? Alb. Nu se pune roșu la... și legume. Se lasă să se prăjească bine sau cum? Nu, foarte, foarte puțin. Ele deja sunt blanșate, adică fierte, că asta e termenul. Dar încercăm să fim așa mai mult de blanșăm. Vorbim. Le-am împrumutat. Le-am împrumutat din Belgia, de la domnul Dan Popoi. Nu? Sau și în Franța. Nu, dar sunt termeni... culinare, în Franța, totuși e gurmand, sunt mulți termeni de ăștia. Stele Michelin din Franța. Ea franceză e foarte bine pusă la punct. Mă rog, și belgeană, că e simplu. Da, dar și cu plan mondial s-au afirmat, cum să zic eu. Și cumva ies în evidență, că nu rămân numai de... Deci tot ce înseamnă bucătărie sunt... Bine, acum poate fi mâncat și, mă rog... Comestibil, da, dar... ca o rețetă specială și pentru un belgian? Păi bine, asta e invenția noastră cu verdețul, adică carne de vită există peste tot. Da, sparanghele peste tot. Sper, chestia asta deci nu cred că e ceva care poate să... O rețetă proprie pe care, da. Iată, o oferiți acum telespectatorilor. Nu e o rețetă veche de-a noastră, noi nu prea aveam tradiția de a mânca carne, noi, în țară, dacă ne uităm, noi aveam sarmale, toate mâncărurile erau gătite, erau amestecate cu orez, adică cătură, că era mai... și multe alte chestii pe lângă. Chimurii s-au fost chemate acrâmurile de pui. Da. Și deci
carnea în sine pentru noi e mai nouă, așa, să mâncăm... Nu mă duc și nu cred. Carnea e un de comunități. În vremea comunismului e mai greu. E mâncarea săracului acum, carnea, deci... Porc în curte, dacă nu... Pentru că s-ar putea, nu știu dacă s-a dat, dar perioada de post, cheltui mai mulți bani pe verdețuri decât trebuie să cunoști mai mult. Acum trebuie să treceți toate verdețurile pe aici, nu? Le așezați acolo. Le așezăm, le pregătim. În timp ce se face, pregătim verdețurile, legumele. Mă, nu știu, cât de consumator sunteți de sparanghel? Are calități? Da, da, da. E foarte bun, da, mie îmi place. Are fibră foarte mult. Deci e o plantă... ușor de... deci nu-i, e foarte fragedă, de... da, deci... Am auzit, adică salatele noastre sau mâncărurile noastre cu verdețuri nu erau în prim plan. Fasolea verde cu ceva, dar e mai bun, adică prăjit, are un gust extraordinar și ține de saț, adică are e ceva, se apropie de ciuperci, așa, eu știu, deci da, e ok. Da, eu mănânc de mulți ani, deci... Ați trăit în Belgia? Când eram singur, eu știu, primii ani de Belgia. Să găteați atunci. M-am dus și eu, dar numai la restaurant nu-mi permiteam. Așa, și găsești la conserve, la borcan sau ceva și era imediat, îl încălzește. Ați s-au pus și simplu doar în muiat, așa. Nu pot să zic, el nu e așa tare, cum să zic eu, deci conservat. Și numai îl încălzești, dar și aici, în tigaie, îl face foarte ușor. Adică durează 3 minute în tigaie și deja ai făcut. Sunt legume care se prepară foarte, foarte ușor, adică nu trebuie chiar atât de mult timp să prepari. Prea o legumă imediat, niște sparanghel, niște ardei, e imediat ai rezolvat, adică nu trebuie să stai să fierbi toată ziua, să focărești, gospodinele acum, doamnele lucrează, nu mai ca înainte. Da, înainte doamnele mai mult pe acasă și gospodăreau, prin bucătării, bucătăreau, ca așa spuneau. Dom'le, astăzi sunt pe sectorul bucătărie, mergeau la, eu știu, la, foarte rar, la muncă, femei, înainte. Acum, doamnele, au joburi. Au, e firesc, aduc bani în casă, ajută... Deci cam gata carnea, nu? Da, da. Și deci așa să luați-o... Trebuie să o luați-o, puneți acolo pe un fund... Și acum o duceți la cuptor dincolo, nu? Ai prins verdeața alături acolo? Ah, s-o... da, 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 bă. Unt și... Ia să vedem mai departe. Bun, deci carnea s-a făcut. Așa și o să... o să o tai bucăți. Bucăți mai groase, nu prea subțiri. Că noi o să mai punem într-un cuptor. Așa. Și acum vedeți, că ea nu-i... o punem amestecul nostru de... uitați că ea e aproape făcută, deci în totalitate. Să facem două tranșe. Am tăiat carnea și acum o punem într-un alt cuptor, s-o pătrundă un pic și în mijloc, că fiind întreg așa, nu lăpătrundea și se poate, dar durează mult, asta vreau să zic, că dacă o ții mult pe grătar, chiar dacă ea se închide la culoare, așa. De altfel, utilajul ăsta se cheamă chiar beef maker, adică beef înseamnă vită. Așa. Și făcăm acum. Aici o să lăsăm 10 minute, 5 minute după
parte, pe o parte și deja ai unde consum. Să revenim, de ce facem cu ceapa? Ceapa o dăm pe făină. Se cheamă integră, pentru că mi-a spus că e împănată sau cum? Da, o ceapă împănată, ceapă pane. Pane, pardon. Ceapă pane. Delicium, foarte. Deci puteți lapte și făină. Lapte, făină, lapte, făină, să repetă procedeul și după aia o dăm în pesmet și o băgăm la friteoză. O furcică așa, o ceapă florită. O să vedeți dumneavoastră. Ea trebuie foarte bine pătruns cu lapte și... A, se pătrundă în interior ca să poată să... Ca să desface. Ia uitați ce frumos să desface. Acum e gata carnea din cuptor? Da, da, da. Deci acum pregătim montarea. Da, punem pe farfurie, da. În zootehnie montarea înseamnă altceva, în bucătărie montarea înseamnă să așezi pe farfurie. Dar video înseamnă altceva? Da, da, da. Deci în fiecare domeniu montat înseamnă altceva. Aici mai avem bucățică. Probabil veți pune legumele, nu? Da, da. Una mare, una mică. Acum depinde și după gust. Sunt persoane care preferă mai sânge. Să punem din fiecare. La urmă, după ce iese din cuptor? Da, de aia nici nu o să o punem pe platou ăsta, că nu o să avem loc. Deci o punem separat. Ea înlocuiește cartofii prăjiți, să zicem. Da, e separat pe care nu l-am mai văzut până acum, nu mai spun și gustat. Și noi încercăm să facem altceva, adică experimentăm. Deci, belgian e un produs al casei? Pe la televizor, mai mă inspir din una în alta. Asta la grătar, am, cum să zic eu, o plăcere în a experimenta și când fac acasă mă gândesc cum e și cu ceapa, tot la fel. Am văzut pe în China, ca să vă zic cum fac și m-am gândit să fac și eu și am făcut și eu. Uirea, e bună. Gătiți sâmbăta, duminica? Nu, eu nu gătesc de obicei, adică să vă spun adevărul, nu, gătesc doar... Când vorbim, facem un grătar, e o plăcere să mă implic atunci, dar în general nu. Am înțeles. Bucătarul casei sau ceva. Dar dacă e nevoie, de obicei nu e nevoie. Dar când e nevoie, la grabă sau ceva, când te plecați, mai mă bag câteodată. Dar e o pasiune, că ăsta e a nu știu câta rețetă pe care noi o facem și în care văd o leacă de inventivitate. Ah.
Păi da, așa îmi place în toate să mă implic, să vă zic eu, nu? Deci nu eu, deci ca să vă dau din casă, am câteva picturi acasă care sunt făcute de mine. Iată și ceapa. Cum? Deci a ieșit, nu? Sunteți mulțumită? Da. Așa trebuie să arate, nu? Eu zic că acum și ou. Deci a fost și pesmet și ou și... Ou, lapte, da. Cum facem un... Așa arată după ce ați pus un cuptor, nu? După ce am pus-o la friteză. Așa arată. Și acum sosul respectiv. Și cu sosul se mai pune cumva ca o garnitură, nu? Da. Nu știu cât e de bună carnea, că e bună, dar eu cred că și garnitura este perfect. Așa. Să mai pun câte o culoare pe aici. Să fie tot. E important să fie și colorat platoul. Ochiul, cum? Bucătăria nouă, întâi atacă ochiul și după aia n-ați văzut? Deci tot ce înseamnă bucătărie modernă înseamnă culoare. Și deci de foarte multe ori contează. Și ați văzut la MasterChef că se pricep, că vine un bucătar mai ales, să prind că e cineva care e creativ, pentru că este și acolo o modă. Adică felul cum se aranjează, felul cum... Da. Ce fel de vin se bea după acest preparat? Carne roșie, vin roșu. Deci vin roșu merge la... Carne roșie, nu? Da. Și la carne albă și pește, vin alb. Deci asta e regulă. Vinul negru când se mai bea? Roșu, negru, același vin. Da. Ce face aici Ioana Andreea? Bună ziua, în primul rând. Fac niște wafe sărate, care conțin și niște chimen, care se pot servi înainte de... ca un fel de antreu. Cât așteaptă clientul... Da, până e gata preparatul, pot servi o wafe, ungem un pic ca să nu se prindă. Conținutul cu ce? Chimen și mai ce? Pastă? Făină? Făină, ou, chimen, un pic de bicarbonat și lapte. Se toarnă acolo și se închide, nu? Sau cum? Da. Eu am crezut că îi folosesc la friptură utilajul acesta. Nu l-am folosit la friptură. Punem cantitatea ca să nu... cât trebuie. E un timp care trebuie să se țină acolo? Da, cam 5-10 minute până se face. Acum închidem. Și așteptăm. Arată foarte bine. Da, ăsta e produsul final. Vedeți, ceapa, în ce formă a ajuns, de ceapa în friteză, cu ou, cu... așa. Care și un sos, nu? Sau ce e? Da, ce e acolo? Sos aici pentru... carne sau pentru ceapă? Pentru ambele. Deci e foarte bun și pentru... Cu ce ai făcut? Păi... maioneză, un pic de suc de roșii, boabe de muștar. Deci secretul e boabele de muștar, un pic de usturoi și e sosul perfect. Și deci ăsta e produsul final. Avem de toate, avem culoare, avem în plus, avem și ceapa și deci eu sper să... Și acum vreau să vă invit să... Gustăm, să vedem dacă într-adevăr gustul e pe măsura imaginii. Arată foarte bine, adevărul că arată foarte bine. Vă felicit și să le recomandăm celor de acasă să... pure rețeta, le dați voie? Da, păi da, să găsesc astea. De altfel, v-am zis, eu l-am încercat înainte. Deci, nu pentru emisiune, le-am făcut pentru mine acasă. Deci, știu ce zic. Da. Vă mulțumim și vă dorim poftă bună, fie că sunteți acasă la Complex Park prin Moinești, fie că sunteți în Belgia. Da, și vă așteptăm pe aici, la noi. Wafeurile noastre sunt gata. Bine, noi le-am făcut sărate, dar se pot face cu... ciocolată, cu mai multe. Poftă bună! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,